Așa. Să zicem, divin feminin, divin masculin, în familie, fiecare cu bănuțul lui, fiecare cu treaba lui, au grijă de familie, aduc, fac, dreg, stau la masă împreună, fiecare aduce din partea lui cât socoate de cuvință. Dar divin se drămăluiește, deci el ia, hotărăște într-un fel și deasupra mai e un cântar divin. Dacă acolo sărim problemele vechi, că el sau ea hotăra doar atât și doar atât avea familia, să zicem. Dacă aveți copii sau dacă nu aveți copii, nu contează. Ea are, să zicem, puțin salar sau bănuții care vin sau, da, proiecția bănuților. E proiectată puțin ca și număr. Ce spune femeia? Asta mine. Așa vine câteodată mai mare. Ok. Divine masculinul ei, să zicem, ca și proiecție, are un număr mare de bani. Bun. Ei, pentru a își proiecta dragostea, bunăstarea, fericirea și căldura căminului să susțină casei, e destul atât și ea pune un pic și se echilibrează și totul e în casă. Da? Și pe masă o bucățică de pâine și dragoste și copiii sunt bine și așa. Bărbatul, să zicem, are proiecția banilor foarte puternic. Încă o dată. Dacă e proiecția banilor puternic, aici e ioc. Da? Și având proiecția banilor puternici, îți dai seama, vrea mai mult, mai mult, mai mult. Să fie, să aibă, să nu știu ce. Dar și în casă aduce puțin, pentru că strânge pentru nu știu ce și nu știu când. Încă o dată, cu strânsul, de dimineață până seară, e o zi, e o viață. Tu dacă strângi și te gândești la viitor, viitorul e, aha, moment, prezent, trecut, înapoi în viitor. Așa ai sărit în oglinzi, quantum leap ai făcut. N-ai ce să proiectezi, să programezi la viitor, să susțin eu viața, pensia o să fie mică, cine știe, o să aibă grijă de mine. Tu nu ajungi acolo. Tu dacă îți faci grijile astea, tu nu ajungi în ziua de mâine. Nu mai merge așa, e programul vechi. Atunci tu ai sărit într-o lume unde din start nu mai înveți pe nimeni. Ai zis, aha, moment dismiss. Ai zis că așa e, acolo ai sărit și lumea toată trăiește așa. Nu se mai gândește nimeni la ziua de mâine. Păi și atunci cum? Păi să vezi cum. Ești ghidat, ești... Și divin se echilibrează. Ea, femeia, scoate din, zic așa, băbește, din portofel pentru masa de azi, să zicem, la bănuții care are. Da? Are, să zicem, 10 lei, da? Banii vechi care erau, cât erau, da, să zicem. Ea scoate pentru mâncarea de azi 1 leu. Și pentru ziua de azi are familia ei mâncare. Bărbatul, tot cu banii vechi, să zicem, are, lucrează și are 50 sau 100 de lei. Banii care îi drămăluiește. Și scoate din ei ca să fie la fel, ea scoate atât, scot și eu, 1 leu. Ori leul lui, pe lângă leul ei, e devalorizat. Chiar dacă muncește, are mult, el își proiectează, pentru că aici nu e. A scos de... Tu înțelegi cum se devalorizează banii, proiecțiile economice. Dacă n-ai învățat economie, înveți acum, băbește. Devalorizați banii. Tu nu, tu ca și bărbat. Nu. Și poate fi invers. Bărbatul are puțin și femeia are mult, ca și proiecție de bănuți. Dar zic acum că, da, din partea mea, pentru familie, pun pe masă, da. El pune tot 1 leu. Pentru că e atât și eu atât. Și e devalorizat. El trebuie să pună, deci din 10 lei a pus 1 leu, din 100 de lei, cât trebuie să pună, socoate și tu, ca să fie la un nivel. Și omul nu știe că e așa.
Acum ai sărit într-un loc, într-un spațiu, într-un timp, unde așa e. Dacă nu pui, da? Și tu, el pune tot așa, tot un leu, și femeia divin, nu că trage din el, dar se împarte din el dragostea, bucuria, fericirea, și ea nu e lipsită de așa ceva, chiar dacă el e în preajmă sau nu e, se trage din el divin, nu ea trage, nu. Da? Se dezechilibru se întâmplă și divin se întâmplă echilibru. Și ăla rămâne, suferă ca un câine, nu știu ce, dar are banul, care e devalorizată, el nu știe. Ai înțeles unde e? Acolo e. Sper că am lămurit un alt. Ce spune femeia asta? În cuțite a băgat ce se întâmplă și vedem mai departe. Da? Acolo e. E simplu, e. Masca jos. Bănuții. Aha. Aia jos. Just is jos. Tot jos. Așa, gata. S-a lămurit, așa e. Cine nu înțelege, pierdut. Mai ce să faci? În echilibru ăla ai sărit. Acolo e. Acolo e. Și în familie, când se drămăluiește pentru casă, ceva, să zicem, cineva are salar mare, lucrează și copiii, să zicem, le zic la părinți, lăsați-ne în pace, noi lucrăm toată ziua, avem, da? Și au bani și proiecții mari de bani și vise și nu știu ce. Și părinții sunt, să zicem, la pensie sau nu lucrează pentru că și fac acolo un pic, acolo, în șomaș sau în ceva și au un bănuț, da? Și aici se echilibrează, acolo e sărit, e echilibru major. Și pune în drămăluirea casei un leuț, da? Și copiii vin și pun mult. Și noi facem, noi dregem și ne jucăm, suntem șefii. Ne jucăm de... suntem tartorele în casă. Noi hotărâm, noi facem, da? Și chirdic, din fericire și din bucurie, li se ia și umblă nefericit și nemulțumit și nu înțeleg de ce. Pentru că la părinți se face echilibru. Sau invers, poate să fie copiii, da? Se trezesc spiritual și au atât cât au. Și părinții au pensii mari sau nu știu ce, și copiii, pe copiii dărâmă, da? Și se face echilibru divin și nu e așa cum, da? E devalorizat banul celui care are bani mulți, se devalorizează. De-aia când te-ai trezit și ai lăsat tot și ai rămas cu cât ai și ai acceptat, nu știu, pensia, șomajul, ceva acolo puțin, e un bănuț. Puțin care pentru tine e ok, e foarte mult, pentru că aici e echilibrat și e mult. Da? Când s-a devalorizat, banii s-au devalorizat în timp și era cât mai mult, cât mai material. Da? Și nu mai e, nu mai e, nu mai ține, nu mai e. Acolo e ceva cu, legat cu, păi și când faci dregi și dai, tu dai din puținul tău, da, acum nu, de aici, aici e plin, te uiți după mânuți, care are cât mai puțin și are, aici e echilibrat și are tot, de ce are nevoie, acolo e sărit, da? Pentru că asta face, am moment de smis, echilibrez, ștergi, dizolvi. Așa înțelegi, așa ajuți lumea, așa o transform. Doar cum știi tu, ești magul vieții tale și faci să fie, da? Și găsești produsele de care ai nevoie, ai folosit odată, am mai zis, suprapui și e cumva de unde vine reducerea și oferta. Pentru că suprapui ceea ce îți place și te duci și mai cumperi încă o dată. Și mai cumperi încă o dată, e ca un fel de, aveți Carla Aușan, aveți Carla nu știu ce. Și tu zici, nu mi-am luat. Ăsta e cardul dinăuntru tău, divin, se proiectează. Și îți permiți reducerea, îți permiți că ai mai luat produsul ăsta. Că ai mai fost în magazinul ăla. E divin, e
monitorizat divin dinăuntru tău, nu neapărat să... E ok, da, și cardul, dar e monitorizat divin, ai observat și cardul. Aveți la noi card de reducere de nu știu ce. Da, am, și te-ai dus de vreo 3 ori și tot l-ai scanat și zice, nu ia, nu ia. Știi? Pentru că divin se monitorizează, ți arată încă o dată. Divin. Nu că nu merge scanismul, scanerul, scanerul, da? Dar divin se monitorizează acolo, știi?